suntem la cursul 3. Și trebuie să vă vorbesc despre coarte de puncte coliniare. Și am să justific imediat de ce trebuie să vorbesc de coarte de puncte coliniare. O să înțelegeți imediat. Am să vă spun că până acum noi am studiat axiomele de incidență, care este, să spunem așa, primul grup de axiome. Sunt 8 axiome și am obținut rezultate corespunzătoare acestor axiome de incidență și am obținut chiar și un model elementar de geometrie. Care este pur și simplu realizată folosind numai axiomele de incidență. Are un număr de 4 teoreme, câteva observații și ea funcționează ca parte a geometriei absolute. Dar ea poate să stea și ca geometrie în sine. Este exact ca chestia aceea, subgrup al unui grup. Subgrupul este grup în sine, în interiorul grupului mare. Și apoi am vorbit despre axiomele de ordine. Așa, grupul 2 de axiome. Și la 2 erau 4 axiome. Am să vi le reamintesc pentru că avem nevoie de ele astăzi. De celelalte deja v-ați familiarizat cu axiomele de incidență pentru că sunt foarte naturale. Cele de ordine nu sunt chiar atât de naturale și vă amintesc. 2-1 era o axiomă care ne vorbea despre ordinea unor puncte coliniare și avea un enunț destul de neplăcut. Dacă punctul B este situat între A și C, atunci A, B, C sunt 3 puncte coliniare și B este situat și între C și A. Și v-am spus că în principiu, dacă am desenat o dreaptă așa, de exemplu, situația ar putea să fie ACB, în sens dacă aș merge cu ordinea pe dreaptă în stilul acesta, deci B este situat între A și C, dar dacă merg cu ordinea de pe dreaptă în sens invers, B este situat și între C și A. Și v-am spus că acest lucru face, în principiu, s-a gândit Hilbert, așa, să facă să nu existe, să zicem, aici este A, aici este C și aici, să zicem, este B. Și observăm că în momentul când îmi aleg o ordine, B este situat, după cum vedeți, între A și C, dar nu mai este situat între C și A. Deci, cu alte cuvinte, axioma aceasta este bună ca să ne ferească de drepte ca mulțimi închise de puncte. Toate aceste comentarii pe care le voi face eu cu verde, v-am spus, sunt doar comentarii. Ele, cum să spun eu, se vor susține așa prin rezultatele pe care le vedem, însă în realitate
în momentul când vorbim despre axioma 2-1, nu avem nimic de a face cu dreaptă desenată ca dreaptă, cum știm noi, așa, sau dreaptă desenată ca cerc. Pentru că știm că, de exemplu, pe sferă, cercurile mari sunt drepte, adică sunt geodezice. Deci, cu alte cuvinte, noi când vrem să creăm geometria asta care se supune sistemului axiomatic Hilbert, în niciun caz, trebuie să înțelegem, nu va fi geometrie pe sferă. Bun, deci am spus axioma 2-1, ați reținut-o. Axioma 2-2 ne spune că oricare ar fi A și B, două puncte, există cel puțin C, am să pun așa, cel puțin C, așa, astfel încât B este situat între A și C. Deci am să pun ordinea să fie ABC. ABC. Și așa se trasează ordinea. Deci aici, prima chestie îmi spune că ordinea ABC este aceeași, care e corespunzătoare linii roșii, este aceeași cu ordinea CBA, care este corespunzătoare liniei albastre, sensului albastru de parcurs dreapta. Deci această axiomă 2 o rețin în felul următor. Dacă există A, există B pe o dreaptă, practic întotdeauna există un C în partea asta, în partea dreaptă, astfel încât ordinea să fie ABC. Acum, pentru A și C, mai poți să găsești un D, care să fie, astfel încât ordinea să fie ACD. Deci, înțelegeți sensul axiomei 2. 2. Deci, e un mod de a ne spune că dreapta se poate prelungi și poate să conțină un număr infinit de puncte și ne scapă astfel de dreptele care ar putea să conțină numai două puncte, cum rezultă din modelul de geometrie corespunzător numai axiomelor de incidență. Axioma 2-3 este o axiomă care, v-am spus, îmi folosește pentru o unicitate pe care v-am și demonstrat-o. Dar are un enunț ciudat. Din trei puncte care aparțin unei drepte, deci din trei puncte pe o dreaptă, nu există mai mult decât unul situat între celelalte două. Deci asta este situația. Adică, cu alte cuvinte, dacă îmi dau trei puncte pe de o dreaptă, sigur că și le desenez așa, numai B pare să fie între A și C. Dar, în esență, în momentul când îmi dau o dreaptă și trei puncte, nimeni nu-mi spune că, într-adevăr, trebuie să le desenez așa cum le vedem aici. Deci, acest desen va fi, de fapt, consecința unei teoreme, care teoremă se finalizează unicitatea care o vedem în acea teoremă, adică existența e dublată de unicitate, care este dată tocmai de acest 2-3 și 2-4, care v-am spus că se numește axioma paș, P-A-S-H scrie aici, are un enunț interesant. Deci, ABC sunt trei puncte necoliniare. Necoliniare. D este inclus în planul ABC. Astfel încât D nu conține punctul A, D nu conține punctul B, D nu conține punctul C. Adică nu trece prin
punctele ABC la care fac eu referire. Întorc pagina. Așa. Dacă există M care aparține lui D, astfel încât ordinea să fie AMB, adică cu alte cuvinte, AM și B sunt coliniare și ordinea este AMB în sensul axiomei 1. Așa. Acum să enunțăm, să spunem ideea că nu mai am decât unul singur. Deci există sau N aparține lui D astfel încât ordinea să fie ANC sau există P în D astfel încât ordinea să fie deci am luat numai puțin ca să vizualizez că asta este important. ABC, așa, dreapta D, așa, și dacă am luat M, o taie pe asta aici, o taie sau pe asta, și aici este N, sau o taie pe asta, dar niciun caz nu le taie, dreapta nu arată așa, în niciun caz dreapta nu arată așa. Sau există P, astfel încât ordinea să fie B, P, C. Deci, și-am văzut data trecută aceste axiome la lucru. Și printre altele, cu aceste axiome, data trecută, am demonstrat o chestie foarte tare, care spunea așa, am demonstrat o teoremă că, mă rog, am explicat ce există, deci am demonstrat că pentru orice dreaptă D, hai să spunem așa, să ștergem. Oricare ar fi AB, așa, care AB creează o dreaptă D, pentru că de la început îmi dau că A și B sunt diferite, am demonstrat că există M astfel încât ordinea să fie AMB. Deci, cu alte cuvinte, mulțimea punctelor dintre A și B este nevidă. Să scriu în cuvinte. Deci, mulțimea punctelor M cu proprietatea că AMB, ordinea este aceasta, este diferită de mulțimea vidă. Și am definit prin segmentul AB, am definit mulțimea formată din A, reunit cu mulțimea formată din B, reunit cu mulțimea aceasta nevidă, M, cu proprietatea că AMB. Iar AB deschis este mulțimea tuturor M-urilor cu proprietatea că ordinea este AMB. Deci am aflat. Deci cu alte cuvinte, în acest moment, pentru mine un triunghi va fi format din trei puncte necoliniare. Deci A diferit de B, diferit de C, diferit de A și A nu aparține, să zicem, lui BC. Deci un triunghi este format de trei din vârfuri, dar în realitate este format de segmentele AB reunit cu BC, reunit cu CA. Această figură geometrică, așa, va însemna pentru mine triunghiul ABC. Așa, și referitor la el am făcut destule raționamente. Dar subliniez cu roșu ceva aici. Am să mă uit din nou la
teorema aceasta, o subliniez. Data trecută, evident, ca să funcționeze lucrurile, v-am sporit intuiția și am zis așa, că în acest moment, în momentul când iau pe A și îl iau pe B și îl iau pe M, e clar că am găsit unul, pentru că teorema îmi spune că există unul. Dar între A și M mai pot să găsesc unul. Poftiți să-l notăm M1. Între A și M1 mai pot să găsesc M2. Și v-am spus că asta înseamnă că, de fapt, între A și B găsesc că există o infinitate numărabilă de puncte pe care o introduc pe baza acestei teoreme. Aici am forțat puțin. Că nici, deci nu este foarte clar pentru voi, n-ar trebui să fie foarte clar, dar am mers repede și evident că am făcut-o doar cu scopul de a spori intuiția. Nu e clar că în momentul când am A, M, B și găsesc M1 aici, nu e clar că dacă am ordinea A, M1, M și ordinea A, M, B, nu e clar deocamdată că am ordinea A, M1, B. Asta e doar o intuiție. Este doar o intuiție. Și cu alte cuvinte, subiectul acesta cu arte de drepte coliniare, subiectul acesta se face tocmai ca să eliminăm această intuiție. Deci, nu vă vine să credeți, dar așa funcționează geometria. Intuiția e o chestie, îi lași pe copii, le spui, le oferi tu intuiția. Dar după cum vedeți, noi vom ajunge să demonstrăm. Așa, și atunci am ajuns la tema de astăzi și deci la teoremele lui Moore, am zis că se numesc, și o să vă demonstrez. O să schimb culoarea. Deci, coarte de puncte coliniare și teoremele lui Moore. Așa, deci evident că există și teoremele lui Hilbert, care sunt oferite în cursul lui Hilbert de axiomatică, de fundamentele geometriei, însă, în realitate și din păcate, Hilbert a introdus anumite lucruri care puteau fi simplificate. Așa cum axioma 2-4 a lui Hilbert poate fi înlocuită cu axioma Pasch, care permite o spiritualizare mai profundă a temei, tot așa, porțiunea asta de coarte de puncte coliniare făcută de Moore este puțin mai bună decât cea făcută de Hilbert. Deci se pare că Moore a surprins mai bine situațiile acestea de ordonări pe dreaptă. Deci să vedem ce avem de făcut. Fie A, B, C, D, 4 puncte coliniare pe o dreaptă D, în această ordine, astfel încât am să scriu așa, A, B, C, D. Bun. Vom arăta că ordonările, hai să vedem, să desenăm dreapta. Punem A, adică iau sensul ăsta de ordine, B, C, D. Și am ordonări posibile. Ordonări ABC, ABD, ACD, BCD. Deci, combinări de 4 luate câte 3, adică 4.
Vom arăta că ordonările astea patru, care sunt ordonările posibile de câte trei puncte coliniare, așa, luate din cele patru pe care le-am stabilit că aparțin dreptei idee, nu sunt independente. Așa, să vedem ce înseamnă asta. Adică probabil că dacă presupunem ordinea cutare și ordinea cutare, va rezulta, deci ăsta este stilul de rezultat de aici. Teorema 1 Mur. Așa. Iau ordonarea ABC, sunt întotdeauna în condiția aceasta. Aceasta este condiția în care lucrez. Deci fie patru puncte coliniare, astfel încât ordinea lor este ABCD. Și acum teorema spune că dacă am ordinea ABC și ordinea BCD, rezultă ordinea ACD și ordinea ABD. Așa. Deci, demonstrați. Deci, cu toate demonstrațiile, deci aceasta este ipoteza și la concluzie am două bucățele de demonstrat. Deci, fie ordinea ABC și ordinea BCD. Deci, știu că pentru cele patru puncte coliniare am aceste două ordini. Păi, să facem un desen. Să zicem, ăsta este A, ăsta este B, ăsta este C, ăsta este D. Și am să aleg P, care nu aparține lui D, deci fie un punct P care nu aparține lui D. O să îl punem mai așa ca să eventual să mai avem loc să ne mișcăm. Și asta știu pe baza axiomei I3 că există. Deci întotdeauna când este dată o dreaptă, există și un punct în afara ei. Bun. Și acum încep să mă joc ca să pot să stabilesc ordine. Păi, axioma de aici, din partea aceasta, axioma aceasta este de bază. Totdeauna că există un punct la dreapta. Deci, întorc. Deci există Q, astfel încât ordinea să fie BPQ. Deci există Q, astfel încât ordinea să fie BPQ și asta este axioma 2-2. L-am desenat, deci v-ați făcut idee de chestia asta. Există dreptele CQ și DP. Deci există dreapta CQ, pentru că orice două puncte determină dreaptă, și există dreapta DP, pentru că orice două puncte determină o dreaptă. Deci există dreapta QC QC și există dreapta DP. Astea sunt axiomele 1-2, pentru că axioma 1 spune că pentru orice două puncte determină o dreaptă, iar axioma 1-2 spune că orice două puncte determină cel mult o dreaptă. Deci determină exact o dreaptă. Le-am deserat ca să fie.
Consider triunghiul BPD. Consider triunghiul BPD. BPD cu transversala CQ. Adică, vă reamintesc că în teorema mea, deci, mă rog, în axioma lui Paș, poate era bine să facem și o situație în axioma lui Paș, o dreaptă de genul acesta, care intersectează, noi am văzut, intersectează două puncte, deci triunghiul intersectează în două puncte, atunci al treilea precis este exterior, deci punctul acesta este în exteriorul laturii, sau triunghiul, idiot, am scris, am prea multă lumină aici, de la geam, așa, sau se poate întâmpla ca să intersecteze prelungirile, toate trei, prelungirile laturilor. Deci, dreptele acestea se numesc amândouă transversale și transversale. Și am să le desenez cu roșu. Asta este o transversală cu puncte complet exterioare. Câteodată o să folosiți la teorema lui Menelau așa ceva. Și asta de aici este o transversală care are două puncte interioare, pe ăsta și pe ăsta și pe al treilea în exteriorul laturii. Și acum că v-am reamintit și noțiunea aceasta, mă uit la triunghiul BPD, am zis, cu transversala CQ, așa, păi, întrucât a tăiat, transversala a tăiat în punctul C, astfel încât ordinea este BCD, păi, folosesc ordinea BCD, deci cum ordinea BCD este folosită, atunci ea intersectează sau numai PD sau intersectează PB. Dar dacă ar intersecta PB în interior, ați înțeles că se obține contradicția aceea care v-am explicat-o și data trecută. Deci rezultă obligatoriu că ordinea, deci ordinea este pe, să zicem, un punct aici, R, D. Deci, cum BCD, am P, R, D. Deci, cu alte cuvinte, hai să rămânem cu această imagine, cu această imagine, de câte ori am un triunghi, un triunghi și un punct exterior și ordinea aici, să zicem, este B, C, D, întotdeauna aici ordinea va fi P, R, D. Adică axioma 2-4, axioma lui Paș, nu face decât să-mi schimbe de pe o dreaptă pe altă dreaptă ordinea punctelor corespunzătoare. Și atunci făcut chestia aceasta și am să folosesc din nou axioma 2-4, deci axioma 2-4 și ia să vedem. Aici ar trebui să ar trebui să consider QBC, triunghiul QBC cu AP, cu transversala AP. Deci, cu alte cuvinte, este clar că AP, aici voi putea găsi un punct S în care, deci cu alte cuvinte, ordinea ABC
ordinea ABC, ca să mergem pe aceeași idee a desenului de jos de aici, ordinea ABC pe care o am îmi implică precis ordinea APS. Îmi implică ordinea APS. Așa. Și acum mă uit la ADP. Probabil că la asta trebuie să mă uit. ADP. ADP. Deci, mă uit la... Hai să încercăm să... Ca să nu întorc pagina, că și mie mi-e greu dacă întorc pagina. Am să îl desenez pe A. Ăsta este D. Și ăsta este P. Așa. Mă uit la ADP cu transversala CQ. Cu transversarea CQ. Dacă mă uit la așa, înseamnă că, deci mă uit la triunghiul ADP cu transversala CQ. Și acum mă gândesc mereu la desenul ăsta. Deci dacă se întâmplă ordinea aceasta, eu știu că am ordinea PRD. Deci știu că am ordinea PRD. Pe atunci rezultă că am și ordinea ACD. Și am reușit să găsesc și am reușit să demonstrez că din ordinea asta și ordinea asta rezultă asta. Și la fel se face și pentru ordinea ABD. Trebuie iarăși făcut o construcție așa care să mă conducă la ordinea ABD. Deci, ce am vrut să vă arăt? Nu sunt simple. Nu sunt simple teoremele astea de tip Moore. Sunt teoreme care, vă spun că de fiecare dată când le demonstrez, mă gândesc așa și chiar îmi este frică că s-ar putea să nu mi-amintesc detaliul de demonstrație. Deci, toate teoremele astea de axiomatică se bazează pe o foarte atentă folosire a, cum să spun eu, a axiomelor. Deci practic n-au fost multe axiome, deci n-am folosit decât faptul că există punct în afara unei drepte și axioma 2-4. Dar trebuie să te joci foarte bine cu triunghiurile și transversalele pe care le consideri, astfel încât nu mai puteți să mai cobor asta să e prea mult soare. Așa. Deci astfel încât să poți să găsești ordinea de puncte care o cauți folosindu-te de ideea că ai trei puncte într-o ordine pe o latură și ai axioma lui Pași, găsești trei puncte în aceeași ordine pe latura pe care mai pot să existe puncte în ordine. Și știm că este numai una singură. Bun. Acum am să vă enunț doar. Deci am să vă enunț și este interesant să vă uitați pe demonstrațiile pe care le dau eu în cursul acela de fundamente pe care vi l-am trimis la început. Am să vă enunț o altă teoremă a lui Moore. Și am să vă rog să citiți demonstrația de acolo. Deci fie A, B, C, D, care aparțin lui D, astfel încât ordinea să fie A, B, C, D. Așa. Ordonările atunci, spune teorema, dacă am ACD și BCD, rezultă precis ordonarea ABC și
cealaltă posibilă care a mai rămas, deci am A, C, D, B, C, D, A, B, C și A, B, D. Rezultă asta. Deci demonstrație, să scriem exercițiu, în sensul că aveți făcută demonstrația. Deci, deci dacă ordinea este ACD și BCD, atunci rezultă ABC, de exemplu. Deci atunci rezultă ABC. Vedeți, veți spune, domnule, cât de mult se chinuie Hilbert să facă ceva care este evident. Ori ideea este că, cum să spun eu, nu se chinuie. Deci este o necesitate să facă aceste lucruri. Trebuie dusă rigoarea la extrem. Trebuie dusă rigoarea la extrem. Așa. Deci asta e teorema Moore 2. Am să trag o linie. Așa. Și acum există și teoreme de tipul ăsta. Că precis, atenție, teorema Moore, să zicem, 3. Deci, din nou, dacă am ABCD, pe o dreaptă D, ordinea este ABCD, așa, și am să spun așa, dacă se întâmplă ACD și BCD, deci se întâmplă ordonările acestea, atunci precis nu se poate păi, hai să vedem ce nu se poate. Să zicem, luăm pe A, B, C, D și am A, C, D și am B, C, D. Precis nu se poate CAD. Nu se poate CAD. Sau nu se poate ACB. Deci, astea sunt ordonări care sunt imposibile. Iar demonstrațiile pentru astfel de ordonări imposibile se fac, cum să spun eu, se fac de o manieră, adică veți arăta că în momentul când transferați din nou, folosindu-vă de axioma pași, transferul acela nu poate să conducă la situația dată. Deci am să mă întorc pe pagina aceasta și am să fac un desen. Am să fac un desen. Să zicem, am să desenez. Deci eu mi-am dat ACD, să zicem. Mi-am dat ACD și mi-am dat BCD. Și, deci, am zis că iau A. Mă rog, am să fac B aici, am să-l, mă rog, îl pun așa deocamdată să fie aici și D. Și vreau să exclud ordonarea, deci vreau să nu se întâmple ordonarea ACB, să zicem. ACB. Deci vreau să exclud pe asta. Tot timpul îmi iau un punct în afara dreptei. Deci există P care nu aparține dreptei D. Bun, l-am luat pe P. Îl iau pe
DP, știu precis pe baza 2.4 că există Q, exact ca există Q, deci asta este axioma 1.3, aici urmează axioma 2.4, există Q astfel încât ordinea să fie DPQ, deci din nou l-am creat pe punctul acela și acum consider după cum vedeți DQC triunghiul DQC și cu ce transversală AP. Imediat să văd dacă îl consider pe DQC, pentru că și asta este o problemă. Deci întâi nu-l consider pe DQC. Nu, pentru că m-aș bloca în raționamente mai încolo. Deci deocamdată nu-l consider pe DQC. Ia să vedem, consider triunghiul ADP, pentru că eu știu, așa, deci scriu cu roșu, consider triunghiul ADP cu transversala CQ. Și gata, acum am pus în evidență aici un R, mă folosesc de 2.4, deci să scriu cu transversala CQ, transversala CQ, pe baza 2.4 există R, astfel încât ordinea este ARP. Bun. Asta pentru că ordinea aceasta ARP este replicată, ca să spunem așa cum v-am învățat, replicată de ordinea ACD, care ordinea ACD este dată în chestia aceasta, în enunț. Acum trebuie să mă duc și să iau DPD. Deci consider triunghiul BPD. Cu aceeași transversală CQ. Cu transversala CQ. Și pun în evidență aici un S. Pun în evidență un S. Astfel încât, la fel, 2.4 îmi spune că există S, astfel încât ordinea să fie BSP. Și acum, dacă mă uit, deci BSP este replicată de BCD. Deci replicată de axioma lui Paș din BCD. Bun. Și există asta. Și acum, dacă mă uit la triunghiul ăsta, mă uit la triunghiul ABP cu transversala RS, pentru că toate punctele astea Q, R, S și C sunt coliniare, cu transversala RS, rezultă din consecința aceea, teorema aceea care e consecința lui 2.4, că ordinea ACB nu se poate întâmpla. Deci ce nu poate să fie interior, pentru că deja R
este un punct interior laturii AP, S este un punct interior laturii BP, deci dreapta CQ nu poate să intersecteze AB în interior. Deci rezultă că ACB nu este posibil. Deci chestia aceasta, ACB nu este posibil, se rezultă, de fapt, rezultă ordinea corectă, este ABC, cum vedem în desen de altfel. Așa, dar în realitate am scos-o numai din axiome. Deci ideea este că toată problema a fost să pot să construiesc acest triunghi. Să pot să construiesc acest triunghi. Un punct al lui transversal era în interiorul laturii, încă un punct era în interiorul laturii, deci conform axiomei lui Pasch și de fapt și unei teoreme pe care am demonstrat-o, cea de-a treia latură nu mai poate fi întâlnită în interior, se întâlnește în exterior. Deci ordinea ACB este exclusă, deci ordinea adevărată este ABC. Deci așa arată demonstrațiile, sunt toate foarte neplăcute, dar pasul cel mai important, deci toate aceste lucruri, vi le-am făcut pentru că am și precizat de la început. Mintea mea era canalizată să vă arate că un segment are o infinitate de puncte. Deci teoremă, orice segment conține o infinitate de puncte. Și demonstrație, deci am dreapta determinată de A și B și am demonstrat pe baza unei teoreme, conform unei teoreme, există M astfel încât AMB. Există M astfel încât AMB. Și acum să zicem că există N astfel încât MNB. Există N astfel încât MNB. Păi, acum e clar că din ordinele A, M, B și ordinea M, N, B rezultă și ordinea A, N, B. Este o teoremă care se demonstrează conform primeia. Sau dacă nu vă place stilul ăsta de care nu o vedeți pe prima direct, așa, atunci dacă am A și B și zic că ăsta este M, care știu precis că există, îl iau pe N aici. Adică știu că și AM este nevid, deci există N. Și acum am ordine următoare. A, N, M și A, M, B. Dacă se întâmplă A, N, M și AMB rezultă precis. Rezultă precis și ordinea ANB. Deci, din punctul meu de vedere, aceasta este cea mai bună metodă și cea mai eficientă de a popula cu o infinitate de puncte interiorul unui segment. Deci de fiecare dată când găsiți un punct aici și luați unul aici, acest punct este în interiorul segmentului AB. Luați pe ăsta L și ăsta e în interiorul segmentului AB. Îl luați pe ăsta de aici Z și ăsta e în interiorul segmentului AB. Pentru că vă puteți juca cu aceste coarte de puncte coliniare cu teoremele lui Moore, pe care tocmai le-am vorbit și ca urmare este evident că în momentul în care luați A și B și găsiți, să zicem, aici spuneți că există M și aici este N, atunci de fapt
orice punct, tot cu coarte de drepte, orice punct Z care este între N și M se află între A și B. Adică, cu alte cuvinte, demonstrați astfel că segmentul NM este inclus în segmentul AB. Deci, practic, acest subiect ne face să înțelegem care este ordinea punctelor pe o dreaptă. Ne învață că dreptele au infinitate de puncte. Pentru orice două puncte ale dreptei există segmentul respectiv de pe dreaptă. Acesta are o infinitate de puncte. Acum, orice segment conține segmente interioare. Adică dacă iau un punct între A și B și un alt punct între A și B, segmentul care se formează cu cele două puncte este un segment interior segmentului AB. Și toate în acest moment au sens. Au sens. Deci vă rog să-mi spuneți dacă mai veni cineva sau suntem tot patru. Nu mai am progresat. Suntem șapte. Eu, domn profesor, m-a auzit? Bună. Da, te aud foarte bine, domnul Rădulescu. Așa. Eu deci, am o întrebare. Da, te rog frumos. În sigur toate că da. Demonstrațiile pe care le faceți, da? Evident, fiind foarte obișnuit cu ordinea acestor axiome, invocați axioma 1, axioma 2, da, grupa nu știu care, pentru noi ca și studenți, este imperativ necesar să ținem minte care axiomă invocăm sau este suficient să spunem o axiomă ne asigură că, o altă axiomă ne asigură că? Genere. Deci, în esență, ați văzut că inițial pornesc și eu, există un punct C cu proprietatea aia și după aia spun, axioma care mă asigură că este axioma 1-3, să zicem. Da. Axioma care mă asigură că la dreapta unui punct este axioma 2-2. Da. Așa, deci, cu alte cuvinte, trebuie, pentru această materie este o materie a rigorii. Ce înseamnă materia rigorii? Înseamnă că Hilbert, atunci când a creat-o, a vrut să facă din geometrie un loc în care să nu mai lase urmă de îndoială asupra obiectelor, alcătuirii lor, înțelegerii lor, pentru că, după cum vedeți, în mod normal, eu nu ar trebui să folosesc desene când vă fac demonstrațiile. Însă, totuși, pentru claritate, deci dacă știți cum ar fi chestia asta, dacă eu n-aș folosi desene, ar fi ca în bancul acela cu nebuni care stăteau într-un azil și unul venea și le spunea, să zicem, un număr. 41, începeau toți să râdă foarte bucuroși, 57 râdeau și mai se zgâțiau de râs și unul spune 234, la care de aia toți așa se uită nervos către ăla, se repede și îl bat. Și dar de ce m-ați bătut? Că și eu am spus un număr. Zice, da, da, că după 200 erau bancurile cu nebuni. Așa, deci cu alte cuvinte, rigoarea îmi spune că trebuie să spun. Asta a vrut Hilbert. Deci el a vrut să creeze, și o să vedeți imediat, o geometrie în care să fiecare lucru să fie foarte clar explicat, foarte clar introdus cumva în urma unor grupe de axiome exact într-un anume loc. De exemplu, aici nu are sens, deci bun, segmentul are o infinitate de puncte în interior, dar eu nu pot să vorbesc în acest moment că există un punct care este în mijlocul segmentului, pentru că asta presupune că trebuie să ajung să vorbesc despre axiomele de egalitate. Pentru că un punct care este în mijloc al unui segment ar fi un punct pentru care mărimea AM de segmentul AM ar fi egal cu segmentul MB. Acela este punctul care... De unde știu eu că în momentul când mă uit la infinitatea aia de puncte, unul trebuie să aibă această proprietate? Asta este frumos, că vom putea demonstra că există.
E foarte neuzual, dar telefon, spune tu. Spune tu ce vrei să spui. Alte cuvinte, odată ce noi luăm la cunoștință de aceste axiome și avem aceste discuții, dumneavoastră, la un moment dat, o să ne acceptați exprimările acestea în demonstrații, că știm un lucru fără să mai invocăm cu precizie o anumită axiomă. Deci, chiar dacă... Deci, în primul și în primul rând, nu știu dacă în felul acesta va decurge examenul, pentru că v-am spus că o să vă dau niște subiecte, că o să vă rog să le faceți, că o să vă dau probleme și o să stabilesc o notă de seminar și o să intrați deci cu o notă în examen, dar la examen nu cred că am să vă dau teoreme din acestea de buchiseală, pentru că acestea sunt foarte... Deci, dacă am recunoscut că pentru mine sunt greu de reținut, pentru voi sunt aproape imposibil de reținut. Eu, să spunem așa, am o specializare în fundamentele geometriei. Și nu aș face greșeala să vă dau să demonstrați teorema 1 a lui Moore. Așa, deci nu cred că am să vă arăt că o să apară în curând teoreme mari, teoreme superbe. O să vă demonstrez, să zicem, că dacă în plan există un triunghi cu suma unghiurilor egală cu două unghiuri drepte ar însemna un echivalent al 180 de grade în gândirea voastră, așa, atunci toate triunghiurile din plan au această proprietate. Și vă voi demonstra o altă teoremă mare, să zicem, că dacă în plan există, de exemplu, un triunghi cu suma unghiurilor strict mai mică decât două unghiuri drepte, adică dacă există un plan cu, să spunem așa în termenii noștri, cu suma unghiurilor mai mică strict decât 180 de grade, atunci toate triunghiurile din plan au această proprietate. Adică, cu alte cuvinte, de îndată ce stabilesc o proprietate pentru triunghiuri, asta legată de suma unghiurilor, asta se extinde la toate triunghiurile din plan, dacă unul singur oare. Și genul ăsta, sau o să vă demonstrez că dacă iau un triunghi în plan, în absența paralelismului, se poate demonstra foarte clar, se numește teorema lui Legendre, că suma unghiurilor este mai mică sau egală cu două unghiuri drepte. Adică, cu alte cuvinte, suma unghiurilor este mai mică sau egală cu 180 de grade. Nu se poate spune că suma unghiurilor triunghiului în plan este 180 de grade. Asta o vom spune și vă voi demonstra că asta se întâmplă dacă și numai dacă are loc axioma de paralelism. Deci, cu alte cuvinte, pot crea în plan două lumi. O lume cu triunghiuri cu suma unghiurilor de 180 de grade și o lume cu triunghiuri cu suma unghiurilor strict mai mică decât 180 de grade. Și ca urmare, asta înseamnă că poți să creezi două geometrii. O geometrie corespunzătoare lumii 1 și o geometrie corespunzătoare lumii 2. Și amândouă sunt consistente. Geometria corespunzătoare lumii 1 cu suma unghiurilor de 180 de grade va fi geometria lui Euclid, iar cealaltă lume va fi o geometrie care o vom numi neuclidiană, pentru că nu e ca geometria lui Euclid, și care are modele care au fost gândite de Lobachevski, de Boyai și de mulți alții. Adică, evident, Gauss, Riemann, Taurinus, mulți au gândit modele din astea de geometrii neuclidiene. Vă atrag atenția că să ne întoarcem să facem un desen, că atunci veți vedea mai bine. Mai puțin. Dacă desenez aici o sferă, deja am spus că o geometrie pe sferă nu este o geometrie din asta descriptibilă prin teorema, prin sistemul axiomatic Hilbert. Și mai desenez un cerc mare corespunzător lui nord-sud. Așa, și aici, să zicem, punctul ăsta îl notez cu M. Așa, ăsta de aici îl notez cu N.
Și acum, voi știți de la geometrie diferențială. Unghiul n, m, pardon, asta este p. Așa. Deci iau triunghiul ăsta. Arcul geodezic acesta, adică meridianul acesta, ecuatorul de la M la P și meridianul acesta de la N la P. Acum, este clar că aici, unghiul acesta, este dat de unghiul dintre aceste două tangente. Da, este clar că unghiul acesta este de 90 de grade. Deci, deci cu alte cuvinte, uitați, în geometria aceasta, aici este la fel. Acesta este un triunghi în care culmea, laturile sunt egale și unghiurile sunt egale, dar sunt egale cu 90, este un triunghi echilateral sferic. Și după cum vedeți, suma unghiurilor acestui triunghi este mai mare decât 180 de grade. Deci o asemenea construcție nu are de a face cu sistemul de axiome Hilbert. Nu, deci nu se poate face în sistemul de axiome Hilbert. Nu asta vom duce noi. Noi ne vom duce la triunghiuri care au suma unghiurilor mai mică decât 180 de grade sau egală cu 180 de grade. Dar nu se poate. Deci nu va exista în vreun plan, deci nu va exista o geometrie care să aibă triunghiuri. Unele să aibă suma unghiurilor 180 de grade și altele să aibă suma unghiurilor mai mică decât 180 de grade. Deci pe acolo merge Mihai. Deci nu, deci în niciun caz ce vă fac eu și vă demonstrez chestiile astea cu rigurozitatea sunt pentru că trebuie să învățăm rigurozitatea. Pentru că așa a vrut Hilbert. El a vrut să ne ofere o materie descrisă într-un mod perfect. Și perfecțiunea asta înseamnă. Deci, în mod normal, eu n-ar trebui să fac desene. Dar, încă o dată vă spun, dacă n-aș face desene, ar fi ca în cazul acela cu bancurile cu nebuni. Deci, nu am putea să discernem corect teoremele, decât dacă toți am ști precis fiecare axiomă, să înțelegem în esență despre ce e vorba. Deci o geometrie axiomatică se discută între doi specialiști care știu, au trecut prin toate detaliile ei. Bun. Ne întoarcem la voi. Așa, ce întrebări mai aveți? Foarte, foarte bună întrebarea ta, pentru că a răscolit lucruri profunde din discursul acestui curs. Iar mie și colegilor, sigur, ne-a ridicat multe semne de întrebare. Cum o să fie examenul din acest punct de vedere? Deci examenul este ultima chestie care trebuie să vă intereseze. Voi nu învățați pentru notă. Nu, deci, pentru deci voi învățați pentru că vă sunteți la matematică și tehnic vorbind, pentru mine matematica este o chestie vocațională. Adică voi nu învățați pentru notă ca să luați o notă. Că o notă o să luați, nu asta este problema, ci problema este cât veți ajunge să înțelegeți din cursul meu. Eu vreau să vă transfer un mod de a gândi. Deci asta vreau eu să vă transfer, un mod de a gândi. Deci numai atunci, cum să spun eu, măcar eu o să am conștiința împăcată că vă spun despre modul cum ar trebui să gândiți. Da. Cursul acesta de fundamentele în geometrie este unul din cursurile chiar, cum se spune, fundamental. Deci pare atât de simplu, dar este atât de greu încât și mie să fac demonstrațiile pe care le veți vedea, așa, astea super tehnice, mă gândesc de fiecare dată cu mare atenție cum spun. Trebuie să aleg bine triunghiurile, trebuie să aleg bine axiomele care le folosesc și să, așa, și să fiu atent la succesiunea lucrurilor. Da. Parafrazându-l pe colegul nostru, domnul Popa Dumitru, cred, profesor de analiză. Da. Bine zic, Dumitru. Da, sigur. Dânsul ne spunea că matematica pe care o facem acum în facultate ne va crea circumvoluțiuni noi pe creier, ne va zgâria creierul. Mi-a plăcut la nebunie exprimarea asta și acum mi se pare că se potrivește foarte bine cu ce a spus dumneavoastră.
Ok, deci ideea este că această materie lucrează cu niște noțiuni pe care voi le-ați întâlnit în forma lor intuitivă. Faptul că întâlniți ceva în forma intuitivă nu înseamnă că ați înțeles cu adevărat ce este cu acele noțiuni. Și învățându-le în rigoarea sistemului axiomatic Hilbert, începeți să vedeți cum obiectele acelea trăiesc, că au o identitate matematică foarte precisă, exprimată în limbajul teoriei mulțimilor, a calculului propozițiilor și predicatelor, cu care obținem rezultatele teoremelor din această, la această materie, și evident obiectele acestea sunt reglementate, adică știm cum interrelaționează unele cu altele prin axiome. Deci asta este materia aceasta. Deci vorbim într-adevăr de puncte, de drepte, de plane și de spațiu, dar ajungem să le înțelegem cele mai intime proprietăți matematice ale lor. Deci asta aveam de spus. Dacă mai are cineva vreun comentariu, cu mare plăcere îl ascult. Sigur. Mă mai auziți? S-a întrerupt legătura cumva? Perfect, vă auzim. Ok. Deci, da, bun. Deci dacă aveți comentarii, asta mă interesează, pentru că din comentariile voastre voi încerca să... Deci, practic, acum am început să înțelegem... Dar să știți că n-am terminat lecția cu ordinea. Mai avem aici câteva chestii de lămurit. Și, de exemplu, o chestie, deci am învățat despre segmente, acum vom învăța și despre semidreaptă. Deci semidreaptă, deci de data ce vom învăța despre semidreaptă, vom putea vorbi de semiplan și vom imagina o lume. Și am să încerc să vă creez lumea aceasta accentuând partea matematică până la limita axiomatică. Deci ia să vedem. Deci mă întorc la desen imediat. Unde sunt aici? N-am nicio treabă cu chestia asta. Ala. Ia ceva. Deci mă întorc la asta. Bun. Sunt la pagina 7. Și vreau să observați că dacă am o dreaptă D și să zicem că am un punct O. Așa. Și acum să presupunem că am ales A din D. E, mulțimea punctelor P cu proprietatea că ordinea este AOB, aceasta, deci începe să înțelegeți voi că este semidreapta aceasta. Și este semidreapta descrisă. Sunteți de acord? Înțelegeți chestia asta? Da. Este absolut evident că în momentul când alegi un punct de aici, așa, alegi un punct de pe semidreaptă. Și acum este evident că, să zicem, mai alegi unul astfel încât ordinea să fie OBC. Dacă ordinea este OBC și ai ordinea AOB, atunci precis C aparține mulțimii punctelor B cu proprietatea că ordinea este AOB. Adică, cu alte cuvinte, C-ul este în partea unde l-am desenat. Și aceasta este pe baza teoremei Moore 1.
Deci de asta se fac teoremele Moore, ca să pot să mă joc cu noțiunile astea. Deci, evident că asta este semidreaptă. Și acum, pornind de la un punct, de la punctul B fixat în partea cealaltă, așa, putem să construim mulțimea punctelor A cu ordinea să fie BOA. Atunci asta se numește semidreapta complementară. Semidreapta complementară. Adică, cu alte cuvinte, este semidreapta aceasta. Și dreapta D, se va scrie ca mulțimea formată din punctul O, reunit cu, hai să ne dăm așa, semidreapta, așa, reunit cu semidreapta complementară. Deci dacă asta de aici este semidreapta complementară și asta este semidreapta. Deci, iată dintr-o dată că am reușit să avem imaginea corectă în sensul teoriei mulțimilor a noțiunii de semidreaptă. Da, și putem să demonstrăm o teoremă. Teoremă. Mulțimea punctelor unei semidrepte. Unei semidrepte este o mulțime ordonată. Deci, demonstrația aceasta este de tipul următor. De îndată ce iei pe 1, pe 2, două puncte care aparțin semidreptei SD, deci să zicem, aveți imaginea aceasta, deci ăsta este O, ăsta este A și aici am B1 și am B2. Atunci, dacă B1 este diferit de B2, dacă B1 e diferit de B2, și acum mă uit la punctele O, B1, B2. Păi, stați puțin, conform unei teoreme, am sau ordinea O, B1, B2, sau am ordinea O, B2, B1. Deci, cu alte cuvinte, dacă B1 nu coincide cu B2, unul din puncte trebuie să fie între celelalte două. Și acum toată lumea înțelege de ce s-au făcut toate teoremele acelea legate de triplete de drepte, de puncte pe dreaptă, de ordinea a trei puncte pe dreaptă. Deci, practic, când spun OB1, B2, asta înseamnă că s-ar putea ca ordinea să fie OB1, B2 sau s-ar putea să fie OB2, B1. Aha, deci asta mă asigură o teoremă din lecția precedentă. Bun. Așa. Este evident acum că am să scriu aici consecință orice semidreaptă, de să spunem SD, include punctele B1, B2, BN și așa mai departe. Deci poate să includă o mulțime numărabilă de puncte. Deci, în acest moment și segmentele conțin mulțimi numărabile de puncte și semidreptele conțin mulțimi numărabile de puncte. Ce înseamnă mulțime numărabilă? Mulțime numărabilă este o mulțime pentru care se stabilește o corespondență bijectivă cu N. Deci,
mulțime numărabilă este mulțimea A cu proprietatea că F este bijectivă. Deci, pentru că asta înseamnă că elementele lui A se vor scrie A1, A2, A3, AN și așa mai departe. Vă reamintesc, la mulțimi numerice, Z este numărabil, Q este numărabil. Da? Deci, vi s-au făcut astfel de exemple, deci înțelegeți cum vine chestia cu numărabilitatea. Numărabilitate înseamnă corespondență bijectivă cu mulțimea numerelor naturale. Bun, deci avem drepte, avem segmente pe dreaptă, știm că există segmente interioare, unor segmente date, avem semidrepte, semidreapta se face întotdeauna relativ la un punct, deci asta este o dreaptă pentru noi. Semidreptele conțin mulțimi numărabile, adică nu numai dreapta este formată din, adică conține submulțimi numărabile, așa, ci și semidreptele. Așa, iar în acest moment nu știm dacă dreapta ar avea, nici nu se poate pune problema asta, dacă ar avea o structură continuă de puncte. Deci în acest moment o dreaptă, de asta vă spun, este ceva de genul ăsta, este o mulțime numărabilă de puncte, deci puncte care le bat eu cu vârful creionului, așa, și nu știu că structura ei ar fi continuă, așa cum ne imaginăm noi când o desenăm așa. E o problemă care o vom înțelege puțin mai încolo, v-am spus, când vom ajunge la axiomele de continuitate, care vor spune că dreapta nu e așa. Că, deci, între oricare din două puncte din alea, din mulțimea numărabilă, mai bag un punct, mai bag un punct, mai bag un punct, astfel încât, oricum i-aș alege de acolo un fir de puncte, el va avea ca limită un punct de pe dreaptă. Adică, cu alte cuvinte, dreptei nu îi lipsesc puncte. Să știți că, din punct de vedere fizic, nu este așa. Deci nimic nu este continuu în natură. Asta datorită faptului că există o materie care se numește mecanică cuantică și care îmi spune că lucrurile sunt separabile cuantic. Adică există o dimensiune care se numește dimensiunea Planck, dincolo de care nu mai poți să vezi. Și ca urmare, deci punctele dreptei, practic în mecanică cuantică, ar fi separate prin dimensiunea Planck. Deci asta înseamnă că dreapta, așa cum o înțelegem noi de la analiză matematică, nu este aceeași cu dreapta, așa cum o înțelegem de la fizică. Și așa cum, să spunem, așa cum este croită realitatea. Bun, am învățat asta. Următoarea noțiune este semiplan. Deci semiplanul, de îndată ce ai un plan, să zicem că ăsta este planul alfa, îl desenez așa aiuristic ca să avem o părere despre semi. Așa, desenez o dreaptă de în plan și acum iau în afara lui D A și B, iau A și B cu proprietatea că segmentul AB închis, intersectat cu D, să fie egal cu mulțimea vidă. Deci, segmentul acesta nu taie. Și, să zicem, există C cu proprietatea că AC intersectează, dar există și C cu proprietatea că AC intersectat cu D egal cu mulțimea vidă. E, și acum începe următorul dans. Definiție. Dacă A și B aparțin lui alfa astfel încât AB intersectat cu D egal cu mulțimea vidă, spunem
că punctele A și B sunt de aceeași parte, aceeași parte a dreptei D. Definiția următoare. Dacă A și C aparțin lui alfa, astfel încât acest segment intersectat cu D, diferit de mulțimea vidă, spunem că punctele A și C sunt de o parte și de alta a dreptei D. Acum se poate arăta, deci se poate arăta că, să scriem așa, observație. Punctele de aceeași parte a dreptei D așa. Deci, cu alte cuvinte, cuvintele astea de aceeași parte. Așa. Deci, punctele cuprinse în relație. Deci, mai bine nu, complicăm. Hai să spunem așa. Relația de aceeași parte a dreptei D este o relație de echivalență. Este o relație de echivalență. Ce înseamnă asta? Păi, desenez dreapta D și iau A. Deci A este în relația asta cu punctul A. Adică din faptul că AA, deci intersectat cu D egal cu mulțimea vidă, deci AA intersectat cu D este mulțimea vidă, pentru că am luat punctul A, nu aparține lui D. Deci fie A care nu aparține lui D. Rezultă A în relație cu A, deci AA intersectat cu D este mulțimea vidă. Deci aceasta este prima axiomă a echivalenței. A doua se referă că dacă A este în relație cu B, atunci și B este în relație cu A. Adică, cu alte cuvinte, dacă AB intersectat cu D egal cu mulțimea vidă rezultă și BA intersectat cu D egal cu mulțimea vidă, ceea ce este adevărat. Deci acest lucru este adevărat. Pentru că nu contează ordinea în care citim segmentul AB. E, acum să luăm și C. Deci să presupunem așa că simetria, am demonstrat acum tranzitivitatea. Să zicem că AB intersectat cu D egal cu mulțimea vidă. Adică, cu alte cuvinte, asta înseamnă că A este în relație cu B și să mai presupunem că BC intersectat cu D egal cu mulțimea vidă, adică B este în relație cu C, adică B și C sunt de aceeași parte a dreptei D, atunci vreau, adică vreau tranzitivitatea, adică vreau AC, AC intersectat cu D egal cu mulțimea vidă. Deci, dacă aș reuși să demonstrez și chestia asta, ar însemna că asta este o relație de echivalență pe mulțimea punctelor planului. Păi să iau aici BC. Deci, și acum să mă uit cu atenție la afirmație.
Deci D intersectat cu AB egal cu mulțimea vidă și D intersectat cu BC egal cu mulțimea vidă. V-am demonstrat o teoremă care era consecința axiomei lui Pași, care îmi spune că dacă o dreaptă nu intersectează două laturi ale unui triunghi, atunci nu intersectează nici pe a treia. Și atunci asta înseamnă că D intersectat cu AC egal cu mulțimea vidă. Deci asta, cum am demonstrat-o, rezultă că are loc această proprietate, transitivitatea. Și în acest moment, mulțimea punctelor planului, în momentul când duci tu o dreaptă D, așa, punctele din aceeași clasă de echivalență, deci asta este mulțimea punctelor planului alfa, trecute prin relația de echivalență, factorizate prin relația de echivalență. Și acesta este semiplanul care îl conține, să zicem, pe punctul A. Deci, absolut la fel se arată că semiplanul opus, deci există semiplan opus. Deci, cu alte cuvinte, de îndată, ca să lămurim așa ideea, dacă ai pe A aici și pe B aici, asta înseamnă că AB întotdeauna va intersecta dreapta. Dacă mai pe B și C, dar pe C, cu proprietatea că BC intersectează dreapta, atunci precis se poate demonstra că A și C aparțin lui P alfa factorizat la relația de echivalență dinainte. Adică, cu alte cuvinte, sunt de aceeași parte. Și asta se întâmplă pentru că de câte ori o dreaptă intersectează două laturi ale unui triunghi, nu mai intersectează latura a treia, apropo de desenul acela care vi l-am făcut. Deci, cu alte cuvinte, axioma lui Pași, de fapt, teorema aceea care am demonstrat-o ca o consecință a axiomei lui Pași, ne arată că odată ce am o dreaptă în plan, atunci, automat, se creează semiplane. Deci, în acest moment, am segmente, am semidrepte, drepte, plane, semiplane și asta este lumea. Asta este lumea în care trăim. Și cu alte cuvinte, o dreaptă împarte planul în două semiplane. Asta și am ajuns la grupul de axiome care se numesc axiomele de egalitate. Vreau să urmărim cu atenție acest grup, așa, pentru că este grupul fundamental de axiome. Cu astea aproape se edifică geometria absolută. Sunt 5 axiome, dar vreau să le parcurgem încet și am să vă spun câteva reguli pe care trebuie să le înțelegeți înainte de a scrie axiomele. În primul și în primul rând, o să vedeți că în momentul când scriu o axiomă din asta, deci simetria ori este dată, ori dacă nu, trebuie demonstrată. Veți înțelege cuvintele astea pe măsură ce scriu. Deci aici ați văzut la partea anterioară, deci proprietatea aceasta de reflexivitate, s-a demonstrat proprietatea aceasta de simetrie. Aici s-a demonstrat transitivitatea.
S-a demonstrat. Acum, aici când vom scrie axiomele acestea, aș vrea să vă concentrați și împreună cu mine să le înțelegeți la nivelul de înțelegere la care am ajuns să înțelegem axiomele de ordine. Deci, axiomele de egalitate sau congruență, așa, deci axiomele de egalitate este grupa 3 de axiome și are 5 axiome. Bun. Și acum, ideea este, cum spunem că AB e congruent cu CD. Deci, 3.1 se va referi la așa ceva. Și o să vedeți că este al dracului de greu. De multe ori, uitându-mă la aceste axiome, m-am gândit cum a făcut Hilbert de a putut să le gândească. De fapt, bănuiesc că s-a tot întors. Adică a pus ceva în axiomă, a văzut ce n-a mers, a mai adăugat ceva, a mai scos ceva. Adică, astfel încât axioma trebuie să rămână într-o formă în care dacă mai adaugi ceva, acel ceva, practic ai putea să demonstrezi folosindu-te de celelalte axiome. Și ideea este într-un sistem axiomatic, cum este sistemul axiomatic Hilbert, că sistemul e minimal. Adică axiomele conțin minimul de informație care trebuie dat pentru a construi teoria. Dacă mai adaugi ceva într-o axiomă, atunci, de fapt, o anumită porțiune din axioma aceea s-ar putea să o demonstrezi. Deci astea sunt sisteme axiomatice neminimale și pe matematicien detalia lui Hilbert, așa ceva nu ar fi putut să intereseze. Aveți vreun comentariu la chestia aceasta? Deci e bine să discutăm totuși puțin. Iată, s-a mai împuținat în acest moment. A mai plecat cineva. Să mă uit pe raportarea. Să vedem cine a plecat, de fapt, ca să întrebăm clar. Ideea este, spune Mihai. Mă scuzați, domn profesor, mie mi-a plăcut o definiție dată într-o culegere de clasa 6-a, parcă, a noțiunii de axiomă pentru copii. A spus că este un adevăr care nu trebuie demonstrat. Un adevăr care nu trebuie, da. Deci este corectă. Foarte frumos. Soarele sare fiecare zi. Este o axiomă? Da. Și așa înțelege copilul ce înseamnă axiomă. Un adevăr care nu mai trebuie demonstrat. Da, bine. Acum, dacă intrăm în filozofie din asta idiotă, te întreb eu pentru un mort, răsare soarele în fiecare zi. Deci, ideea este că axiomele, în esență, sunt enunțuri care fac legătura între obiectele unei viitoare teorii. În cazul de față, axiomele în geometria axiomatică Hilbert fac legătura între niște obiecte exprimabile prin teoria mulțimilor, gen punct, dreaptă, plan, spațiu. Astea sunt axiomele. Asta fac ele. Deci, da. Le luăm de bune. Adică, de îndată ce scriem o axiomă, acceptăm ce este scris acolo și niciodată nu vom considera adevărat negația acelei axiome, decât în cazuri în care dorim să schimbăm cadrul axiomatic. Deci, odată când scriem axioma, să zicem, 3-4, nimic nu poate fi considerat altfel decât în situația 3-4. E ca un experiment pe care îl așezi într-o anumită poziție. Și acea poziție o consider de fiecare dată în tot experimentul. Și de câte ori îl repeți, tot aceeași poziție o consider. Deci o axiomă, într-adevăr, poți să spui că este un adevăr. Este un adevăr.
Așa, este un adevăr în sensul că e un adevăr pe care trebuie să-l accepți. Așa, și odată acceptat, nu mai spui problema dacă, ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi așa. Deci, într-un sistem axiomatic, te afli exact în situația de a da niște legi și pe alea nu le mai comentezi. Limita maximă de viteză în oraș este de 50 de km la oră. Gata, s-a terminat. Asta este limita maximă. Nu spui problema ce s-ar întâmpla dacă ai circulat cu 51. Deci ai ieșit din cadrul axiomatic. Bun, deci sunt de acord cu afirmația aceea în mare care se dă pentru copii, pentru că copiii au o altă alt grad de percepție, dar eu vă stric de fiecare dată partea aceasta intuitivă pentru că doresc ca voi să înțelegeți lucrurile în toată dificultatea lor. Știu că unii dintre voi s-ar putea să spună, băi, nene, pe mine nu mă interesează stilul ăsta al tău, de așa. Dar nu este așa. Este vorba de spiritul materiei. Spiritul materiei transmite ideea că lucrurile trebuie înțelese exact în condițiile materiei, în condițiile sistemului axiomatic respectiv, în spiritul sistemului axiomatic respectiv. Asta încerc să transmit. Spiritul acelui sistem axiomatic. Bun, deci comentarii. Deci dacă aveți la faptul că urmează un grup de axiome în care nu o să vedem foarte bine simetria și o să înțelegem ce înseamnă asta. V-am spus, până acum simetria a fost demonstrată în cazul sistemului axiomatic. Pentru prima dată vom vedea axiome care conțin în ele idei legate despre o eventuală simetrie. Să vedem deci. Deci 3.1, am spus că am vrea să spunem când două segmente sunt congruente. Și atenție la stil. Fie A și B, numai puțin, de la programul Erasmus o să mă caută cineva și am să pun pe, nu pe stop recording, ci am să pun pe, numai puțin, hold.
Ok. Noi am revenit în acest moment? Da, pauzim. Da. Pauzim. Deci mă scuzați, însă a fost o chestiune a biroului Erasmus cu colaborare a facultății noastre cu cei din Turcia și mi-au dat mie misiunea să vorbesc cu cel de acolo care m-a contactat la ora asta. N-avea de unde să știe că sunt în curs, n-aveam cum să-i spun că nu. Deci așa era politicos, trebuia să-i răspund. Așa, și cu scuzele de rigoare. Acum să vedem ce a rămas. În primul și în primul rând, voi mă vedeți? Vedeți ecranul? Nu, trebuie să dați o share screen. Exact, înseamnă că a dispărut share screen-ul. Bun. Start broadcast. Ok. Bun. Acum să vedem. Acum se vede. Se vede și înregistrează. Deci se întâmplă toate lucrurile cum trebuie. Nu asta, iar am apăsat pe ce nu vreau. Așa, deci axiomele de egalitate. Și acum urmăriți cu atenție. După ce terminăm axiomele de egalitate descris, ne oprim. Și vom continua în cursul următor să vedem consecințele axiomelor. Da? E cazul să le facem. Deci, dacă A și B, adică fie A și B, două puncte pe o dreaptă D, A diferit de B, evident. Și A prim aparține dreptei D sau unei alte drepte D prim, există B prim care aparține lui D sau D prim, astfel încât AB să fie egal cu A prim B prim odată. Deci cu alte cuvinte, să ne imaginăm puțin. De îndată ce ai A și B pe o dreaptă D, hai să luăm o dreaptă de prim pe care ai A prim, precis există un punct B prim, există, s-ar putea să existe mai multe, dar există cel puțin un punct B prim, astfel încât AB egal cu A prim B prim, segmentul AB, adică cu alte cuvinte, această axiomă este constructivă. Egalitatea este o consecință a construcției. Deci, tu le-ai, ai pe A, ai pe B, ca urmare ai segmentul AB, așa cum știm că se definește segmentul AB. Și acum ai cealaltă dreaptă și ai pe A prim, pe cealaltă dreaptă. Și problema este că există, te asigură axioma 3.1, acest B prim. Astfel încât segmentul acesta să fie egal cu segmentul acela. Și mai mult, axioma aceasta mai are un subpunct. AB este egal cu BA. Adică axioma are porțiunea aceasta 1 și porțiunea aceasta 2. Adică spune că segmentul AB este precis egal cu segmentul BA. Pentru că acest lucru, dacă ați fi lăsat numai prima parte, dacă nu ați fi putut să demonstrați că segmentul AB este egal cu segmentul BA. Deci, vedeți voi, deocamdată noi nu avem un număr care să-l atașăm lungimii unui segment, ca să spunem segmentul AB este egal cu segmentul CD, dacă există un număr care este lungimea lui AB, care este același număr pentru lungimea lui CD. Deci nu avem așa ceva. Deci AB așa va fi congruent cu A prim și punctul B prim este dat, existența lui este dată de această axiomă. Și bineînțeles că ar fi putut să funcționeze, ar fi putut să funcționeze și pe aceeași dreaptă. Deci am AB și să zicem
Aici este undeva prim. Deci, axioma îmi spune că precis s-ar putea să existe, uitați, de exemplu, ar putea să existe aici punctul B', astfel încât A'B' să fie egal cu AB. Acum, dacă este pe aceeași dreaptă, am să fac o mențiune. Special am făcut acest desen ca să vă spun că îndată ce segmentul prim se citește AB pe dreapta D, acest al doilea se citește B'A'. Dar nicio problemă, B'A' este același lucru cu A'B', datorită axiomei 2. Deci, cu alte cuvinte, avem imaginea completă, înțelesul complet al noțiunii de egalitate de segmente. Deci, practic, două segmente sunt egale dacă cumva pe o altă dreaptă sau pe aceeași dreaptă eu pot să-l replic pe primul. Și atunci segmentele sunt egale. Deci asta este axioma 3.1. Axioma 3.2. Acum fiți atenți la această axiomă. Dacă A'B' egal cu AB și A secund B secund egal cu AB, atunci rezultă că A'B' este egal cu A secund B secund. Și am să scriu cu roșu. Atenție! Nimeni nu a spus dacă A'B' egal cu AB nu înseamnă că AB egal cu A'B'. Vom ajunge asta să o demonstrăm la un moment dat. Deci, nu avem voie să folosim o egalitate pe dos pentru că nu știm că egalitatea este simetrică. Adică că nu știm că A egal cu B înseamnă și B egal cu A. Deci, semnul acesta de egalitate pe care îl definim prin grupul acesta de axiome de aici, nu trebuie să vă gândiți că este egalitatea pe care o cunoașteți. Ați înțeles, vă rog frumos, acest aspect? Am înțeles ce vreți să spuneți. Așa, dar ce sunt? Sunt cam așa că nu e același lucru. Păi nu este același lucru. Domn profesor. Nu este același lucru, deci nu mai puteți să termin asta. Nu este același lucru pentru că e o noțiune de egalitate pe care o introduc eu. Se numește la fel cum două fete se pot numi Ana și Ana fără să fie aceeași persoană. Deci și semnul ăsta de egalitate pe care îl introduc eu se desenează ca semnul de egalitate. Așa, dar deocamdată nu trebuie să vă gândiți că egalitatea aia care o știți că avea toate proprietățile frumoase este egalitatea indusă de niște axiome. Așa, cine vrea să vorbească? Daniel mi s-a părut după voce. Da, păi de această egalitate. Voiam să vă întreb de ce nu este egalitatea aceea la care ne gândim în general. Pentru că, uitați-vă, se definește prin niște axiome. Egalitatea aia care o știm noi în general se referă la punerea... Deci gândește-te puțin, noțiunea de egalitate. Poate să fie egalitate de mulțimi și asta înseamnă că mulțimea 1 este inclusă în mulțimea 2 și mulțimea 2 este inclusă în mulțimea 1. Ești de acord? Dar poate să fie egalitate de segmente și asta înseamnă că segmentul 1 este de aceeași lungime cu segmentul 2 și invers, evident. Deci deocamdată ce am definit noi și ce definim noi încă nu este o relație de egalitate. Relația de egalitate are următoarele proprietăți. A este egal cu A, să spunem așa. Dacă A egal cu B, rezultă și B egal cu A. Dacă A egal cu B și B egal cu C, rezultă și A egal cu C. Deci, deocamdată, observați-vă, rog, că relația asta de tip tranzitivitate funcționează, ca să spunem așa, cum spun algebriștii, la stânga. Deci, dacă segmentul A'B' egal cu un AB, A secund B secund egal cu un AB,
atunci A prim pe prim și A secund pe secund vor fi egale. Adică e un fel de genul de lucru scris așa. Dacă Y egal cu X și Y prim egal cu X, atunci Y egal cu Y prim. Înțelegeți? Nu, deci nu este aceeași egalitate cu cea la care vreți voi să gândiți. Există multe moduri de a vedea egalitate și egalitatea dintre obiecte poate să fie obiecte foarte diferite. Dar chiar în cazul posibile egalități de segmente, iar asta care o definesc aici axiomatic, este deocamdată făcută după niște reguli care nu spun că Ana Ionescu este același lucru, e același lucru cu Ana Popescu. Decât doar că Ana Ionescu s-a căsătorit cu Popescu și a devenit Ana Popescu. Cam asta vom face noi. Vom arăta că Ana Ionescu, adică axiomele astea cum vi le prezint eu, așa se vor căsători cu Popescu și devin Ana Popescu, adică devin egalitatea aia care o știți voi. Știu, eu am propus să nu fie acest curs, pentru că acest curs este un curs foarte tehnic și studenții nu îl gustă, să știți. Eu știu și asta. Este un curs, ca să spunem așa, cum dacă s-ar face bazele logicii matematice. Dacă s-ar face bazele logicii matematice, cursul ar arăta la fel. Adică trebuie să fii pregătit să gândești în spiritul cursului. Deci deschideți-vă mintea și gândiți în spiritul cursului, vă rog frumos. 3, deci am spus. Așa, deci am vorbit de această transitivitate la stânga. Acum urmează o chestie care este adunarea segmentelor. Și o să zic așa. Fie AB și BC două segmente, astfel încât AB intersectat cu BC să fie doar mulțimea formată din punctul B. Adică să nu aibă puncte interioare împreună. Adică să fie așa. A, B și ce este obligatoriu aici. Bun. Și acestea sunt situate pe D. Așa, AB inclus în D, BC inclus în D și AB intersectat, așa, ca să fie desenul acela. Fie A prim B prim inclus în D sau D prim și B prim C prim inclus în D sau în D prim, astfel încât și aici A prim B prim intersectat cu B prim C prim este tot mulțimea formată din B prim. Adică numai capătul acela. Dacă AB egal cu A prim B prim și BC egal cu B prim C prim, rezultă AC egal cu A prim C prim. Deci asta este axioma de adunare a segmentelor. Adică ea îmi spune că dacă iau segmentul AB și îl adun cu segmentul BC, deci așa formal AB plus BC este egal cu AC și A prim B prim și C prim și am A prim B prim plus B prim C prim egal cu A prim C prim. Dacă se întâmplă acest lucru și AB egal cu A prim B prim, BC egal cu B prim C prim, rezultă precis AC egal cu A prim C prim. Adică asta vrea să-mi spună mie că mă pregătește cumva cu ideea, adunarea asta de segmente, mă pregătește cumva cu ideea că de fapt
segmentele acelea fiind cuprinse într-o egalitate, de fapt când voi aduna, voi aduna numere care corespund, care corespund lungimilor segmentelor. Deci axioma asta începe cumva să mă ducă cu ideea că ceea ce definesc așa s-ar putea să mă, să ajungă la, la ceea ce trebuie. 3-4. Așa. Aici este, acum este o chestie legată de unghiuri. Și pentru a prepara 3-4, am să trag așa o linie și am să iau o semidreaptă în plan și încă o semidreaptă. Să zicem că această semidreaptă o voi nota cu H și asta o voi nota cu K. Prin unghi, prin definiție, prin unghi, unghiul HK, care se notează așa, se va înțelege H reunit cu K, așa, și reunit cu mulțimea formată din punctul O. Deci unghiul, atenție, să nu confundați unghiul cu valoarea unghiului, cu mărimea lui, ci unghiul este reuniunea acestor două semidrepte. Ok, deci prin definiție. Așa, acum, axioma 3-4 îmi spune același lucru despre egalități de unghiuri. Deci, consider o, un punct O din, dintr-un plan, H și K, și ca urmare consider unghiul HK. Deci consider unghiul HK. Așa. Și un alt plan sau același plan, deci nu contează, s-ar putea ca asta să fie alfa, ăsta s-ar putea să fie tot alfa sau s-ar putea să fie un alt plan beta. Și aici o să iau un punct O prim și o chestie care se numește H prim. Consider HK și consider H prim. Din nou, egalitatea de unghiuri înseamnă că există K prim, știu precis că există K prim conform axiomului 3-4, astfel încât HK unghi să fie egal cu H prim K prim. Deci, cu alte cuvinte, se presupune că asta se construiește. Ar putea să se construiască ca prim în partea asta, de evident, ar putea să se construiască și în partea asta. Deci, ideea este că, din nou, este ca și 3-1, este o axiomă care vorbește despre egalitatea de unghiuri prin construcție. Și ea se completează, din nou, cu următoarea chestie. Deci, asta este prima parte a enunțului. A doua parte a enunțului, pentru orice unghi, HK este egal cu HK și HK este egal cu KH. Aha, deci asta trebuie să o dai, asta trebuie să le dai, pentru că, cum să vă spun eu, dacă vă uitați la, la prima parte, exact cum v-am spus aici, pentru H dat, s-ar putea să-l construiești pe K în partea cealaltă și atunci să-l notăm K secund. HK secund este egal cu HK, numai că nu mai este HK. Deci de-aia este nevoie să dați rândul 2 de la axioma 3. Deci, și de asemenea nu e clar că HK egal cu KH, după cum nu e clar că segmentul AB trebuie să fie segmentul BA. Trebuie să-ți dai asta prin axiomă, că altfel nu se poate. Ajungi la niște lucruri ilogice. Așa, și am ajuns în sfârșit la ultima, cum să spun eu, 3-5. 3-5 ar fi un, o să vedeți imediat, se pornește la două triunghiuri, triunghiul ABC și triunghiul A'B'C'.
Și deseori această chestie se numește latură unglatură. Deci latură unglatură este o axiomă. Așa. Ea ne spune așa, că dacă cumva AB este egal cu A prim B prim, dacă cumva AC este egal cu A prim C prim, și dacă cumva unghiu ABC, ABC, ce înseamnă unghiu ABC? Adică e unghiu format din BA, BC. Deci ăsta joacă rol de H, ăsta joacă rol de K. Unghiu ABC este egal cu unghiu, scuzați-mă, BAC, ce am scris aici, prostie, nu ABC, ci unghiu BAC. Latură, unghiulatură. Unghiu B prim, A prim, C prim. Atunci, obligatoriu îmi spune că se întâmplă că ABC egal cu A prim, B prim, C prim. Și ACB egal cu A prim, C prim, B prim. Deci, dacă ne uităm bine, A, B, C, A prim, B prim, C prim, dacă asta egală cu asta, asta egală cu asta și unghiul ăsta, dar atenție, când spun unghiul ăsta, se înțelege, în loc să gândiți așa, vă rog să vă gândiți la unghi ca fiind reuniunea acestor două. Așa. Atunci, spune axioma aceasta, unghiurile de la bază, deci unghiurile de la baza triunghiului, vă deci ăsta de aici se va regăsi în ăsta și ăsta de aici se va regăsi în ăsta. Deci, iată care sunt axiomele. Deci, nu este chiar latură unglatură așa cum o știam noi, dar o las așa, pentru că 3-5 va implica latură unglatură așa cum o știam noi, adică și AC va fi egal cu A prim C prim. Și AC va fi egal cu A prim C prim. Deci, să ne oprim aici. Așa, și să oprim înregistrarea în primul rând.